Vezi, mă gândeam să fac un proiect, o mașină de circuit. Și la ce te-ai gândit? Mă gândeam la un motor cu benzină aspirat. Un motor aspirat pentru un debutant este o idee bună. Păi și cu puterea, cum obținem mai multă putere? Nu este foarte complicat. Hai să vă arăt. Pa. Primesc foarte des întrebarea ce modificări pot aduce mașinii mele pentru a obține mai multă putere. Când întrebarea vine din partea unor posesori de 1.4, 1.6, 2.0 sau chiar 1 litru motoare aspirate pe benzină, neorientate către performanța de fabrică, răspunsul vine în felul următor. Modificările pe care le veți face mașinii voastre, admisie, soft, evacuare și așa mai departe, nu vor aduce un câștig substanțial de putere. Un 3-5% în funcție de motor. În cazul în care aveți un motor deja orientat către performanță de fabrică, de exemplu seria M de la BMW, VTEC de la Honda, RS de la Renault, creșterile în cazul acestor motoare sunt mai consistente. Haideți să vedem ce modificări putem aduce motorului nostru aspirat pentru a obține mai multă putere. În primul rând, pe configurația stock a mașinii, cea mai la îndemână soluție este optimizarea softului mașinii. Ce înseamnă optimizarea softului mașinii? Știm că la un motor aspirat, cantitatea de aer care intră în motor nu poate fi modificată. Ține de presiunea atmosferică. Și avem alți doi parametri la care putem să umblăm. Avem optimizarea amestecului. Am spus într-un video anterior că amestecul optim pentru putere maximă este în jurul valorii de 12,4. Din nou, depinde de caracteristicile constructive ale fiecărui motor în parte. Sau putem să facem o optimizare a avansului. Haideți să vorbim un pic despre avans și ce reprezintă el. Optimizarea avansului la un motor pe benzină este probabil unul dintre cele mai importante lucruri care se întâmplă în interiorul motorului. De ce? Haideți să vedem. Am spus într-un video anterior că puterea vine dintr-un amestec de aer și benzină aprins la un moment optim. Ce înseamnă acest moment optim? Înseamnă că noi o să vrem, dacă ne uităm la graficul din dreapta, o să vrem să avem presiunea maximă în cilindru la un unghi de 15-20 de grade de rotație al vibrochenului. Ce înseamnă asta? Haideți să ne imaginăm că mergem pe bicicletă și că apăsăm pe pedală când pedala este sus de tot. Ce se întâmplă? Nu ajungem nicăieri. Sau dacă apăsăm pe pedală când este foarte jos. Optim este să apăsăm pedala de la bicicletă cu toată forța când am ajuns la un unghi de rotație de aproximativ 15-20 de grade. Din nou, depinde de caracteristicile constructive ale motorului. Bun. Ce se întâmplă cu amestecul? Amestecul omogen de aer și benzină intră în interiorul cilindrului, este comprimat, aprins de către scânteie, iar după un interval de timp avem presiunea maximă în cilindru. Este foarte important de reținut că din momentul în care apare scânteia și până avem presiunea maximă în cilindru, trece un interval de timp, adică nu se produce instant. Dacă noi ne dorim să avem presiunea maximă în cilindru la 15-20 de grade de rotația vibrochenului, nu putem da scânteia la 15-20 de grade, deoarece vom obține presiunea maximă mult mai târziu. Astfel se modifică avansul, de aceea se și cheamă avans, pentru că se dă înainte ca pistonul să atingă punctul mort superior. Se dă înainte cu 10, 15, 20, 30 de grade în funcție de foarte multe variabile. Variabile cum ar fi tipul de combustibil utilizat, benzina de 95 arde mai repede decât benzina de 100, de exemplu, viteza pistonului. Asta înseamnă că la 4000 de rotații pe minut avem nevoie de o anumită valoare a avansului, iar la 7000 de rotații pe minut avem nevoie de o valoare mai mare a avansului pentru a anticipa viteza mare a pistonului.
Este foarte important de specificat următorul aspect. La un motor pe benzină, folosind combustibil de la pompă, 95, 98, 108 octan, nu vom reuși niciodată să atingem acest ideal. Adică, nu vom reuși niciodată să mutăm presiunea maximă în cilindru la 15-20 de grade. De ce? Cifra octanică a combustibilului fiind prea scăzută, nu ne permite un avans foarte ridicat. Vom vorbi într-un video viitor despre tipuri de combustibil, cifra octanică și influența ei asupra avansului ideal. Acum că am aflat influența avansului asupra performanțelor motorului, trebuie să luăm în calcul și faptul că producătorii de mașini reglează avansul mașinii în funcție de tipul de combustibil pe care îl va utiliza mașina. Ce înseamnă asta? La motoarele de generație mai veche sau foarte veche, producătorii reglau avansul ținând cont de cea mai proastă benzină pe care putea să o folosească utilizatorul. La motoarele de generații noi, cu electronică avansată, senzor de detonație și așa mai departe, producătorul reglează avansul mașinii ținând cont de cea mai bună benzină pe care o poate folosi utilizatorul. De exemplu, reglează avansul pentru benzină de 100 și se bazează pe senzor de detonație și electronica mașinii că va modifica singură mașina avansul în momentul în care se va băga în rezervor o benzină de 95, de exemplu. Bineînțeles, cu o scădere a performanțelor motorului. În cazul motorilor pe benzină, mai noi de 2002-2005, câștigul de putere obținut în urma modificării softului mașinii, fără a avea și o bază hardware modificată, putem spune că este neglijabil sau foarte redus. În cazul motoarelor de generație mai veche, modificarea softului trebuie făcută ținând cont de combustibilul pe care urmează să-l folosească mașina. Adică, dacă vom face softul mașinii pe benzină de 100 octan, câștigul de performanță va fi ceva mai semnificativ decât acei 0 cai putere. Dar mașina va trebui să ruleze pe viitor numai cu benzină de 100 octan minim. Haideți să vedem ce alte modificări îi putem aduce motorului nostru pe benzină pentru a obține mai multă putere. În primul rând, putem să modificăm galeria de admisie, putem să modificăm chiuloasa, putem să o portăm, să mărim supapele, schimbăm arcurile, galeria de evacuare, șerpi, traseu până la final, axe, vom vorbi despre durată, lift, profil, pistoane, modificăm raportul de comprimare, greutatea pistonului, tipuri de aliaj, stroker kit, pentru a modifica capacitatea cilindrică a motorului, vom vorbi despre tot ceea ce înseamnă un stroker kit, injectoare de benzină, pompe de benzină, pentru a asigura un debit suficient de benzină, fulii de fazoare, ne vom juca cu axele, un subiect foarte complicat, îl vom dezbate într-un video viitor. Ușurare, vibrochen, biele, pistoane, vom vorbi despre importanța ușurării în interiorul motorului. Conversie la turbo compresor sau compresor al motoarelor aspirate și așa mai departe. Fiecare subiect va fi dezbătut în detaliu în câte un video viitor. Bineînțeles, toate aceste modificări, dacă nu vin însoțite de partea de software adecvată tuturor modificărilor, nu își vor atinge potențialul maxim. Băieți, ați înțeles cum este cu modificatul motoarelor aspirate stock? Da, da. Am înțeles că nu poți obții mai multă putere dacă nu umbli și la caracteristicile mecanice al unui motor și abia așteptăm să ne spui despre cum le modificăm. Dacă v-a plăcut și episodul de astăzi, vă invităm să ne dați un like, un share și un subscribe. Până data viitoare, drumuri bune!